După tensiunile puternice de săptămâna trecută, doamna Daniela căuta să-i prezinte lui Cristian o perspectivă spirituală a contextului în care se află. Există ceea ce se numește teosofia bolii și conceptul în sine ce exprimă. Momentul în care pe corpul fizic apare într-o zonă din asta de vulnerabilitate ceva cum ai tu. Asta este ca o afecțiune, un semn. Un semn care poate fi interpretat în sensul în care pe structura ta, da, în sufletul tău, se instalează un dezechilibru. În suflet avem amintirea a tot ceea ce înseamnă emoții, trăiri. Da? Acolo se înmagazinează. Dincolo de faptul că emoțiile negative, da, toate, sunt stocate, ca să zic așa, în fascie. Fascia știi ce? Îmbracă fiecare mușchi, organ, da? În articulații, în toate cele. Bun. Asta așa ca să-ți fac o descriere. În momentul în care, uite, cum ai tu, da? Ăsta eu cum îl traduc? Partea stângă este, corespunde recepției, ceea ce noi primim. Partea dreaptă este ce exprimăm, ce manifestăm în exterior. La tine este ochiul ăsta, care e pe dreapta. Pe dreapta. Ție îți dă un indiciu legat și de protecție, că ploapa are rolul protector, da? Astea pot fi luate ca fiind niște semne că ceva în tine suferă. Să conștientizezi și cer ajutor. Și te încredințezi, Doamne, Doamne. Și foarte simplu, să-ți lumineze mintea, să-ți aducă, da, pace sufletească și starea de bine în organism, astfel încât să conștientizezi și să poți să repari ceea ce ai dezechilibrat-o. Dar aici e vorba despre mine. Vin și spun că nimic nu este întâmplător. Și de asta e bine să ai măsură. Orgoliile sunt un păcat. În momentul în care
accepți lucrurile astea, toate în tine se așează, încep să se echilibreze. Pentru că orgoliu este perceput ca fiind că tu ai propriul idol, care ești tu, cazi în contemplație. Apar după aia, da? Asociez cu narcisismul. Chestia asta nu e ok, pentru că pierzi controlul la un moment dat. Și totul ține de, da? Să știi să ai în viață proporțiile. Și am rugat-o pe doamna Iuliana și dumneai a găsit calea de cuvință să-ți dea cărticica de rugăciuni, care este a doamnei Maria. Pentru că are formatul mic. Și ai să găsești acolo acatistul Sfântului Mucenic Mina, prea mult pătimitorul. Rugămintea este, la început ai să-l citești și cu rațiunea poate n-ai să poți să cuprinzi toată informația. Dar sufletul tău o va prelua și să conștientizezi, să lasă să producă în tine, da, fiecare cuvințel de acolo, pentru că știi, la început a fost cuvântul și să-ți aducă liniștea. Și e alegerea ta dacă vrei să pătimești în continuare și asta să-ți fie calea de evoluție sau din patimă și greșeli să produci în tine schimbarea și evoluția. În sensul, da? Preluării liberului tău arbitru și acționării în voia Domnului. Ți-a dat greu, mama? Mareu, unde te este grele? Da, e mama, da. Da, salei profunde. Ai niște probleme de sănătate acum? Probleme de sănătate? Da. Am de să știu dacă am vreo problemă de sănătate, că dacă nu am făcut nicio... Nu, că îți vorbea mama un pic acolo despre cauza emoțională. Da, la ochi. A avut ploapa iritată și chiar cum a avut în primele săptămâni, da, de emisiune. Dacă mai țineți minte, când aveam... Iarăși, da? Da. Da, iar s-a recidivat, dar de data asta e partea dreaptă și na, să am grijă. Trebuie să mă... curăț interior, așa cum a spus și mama, că într-adevăr nu sunt nu sunt bine, dar ușor, ușor. Așa cum doamna Daniela, o să vreau să traduceți ce ați vrut să-i spuneți ca să... Păi, întâmplarea a făcut să găsesc un unguent oftalmic la care recurge toată lumea. Ei, da, da, de ce s-a întâmplat? Ce nu e în regulă? Eu i-am dat niște indicii. În viața lui acum, în acum. Pentru că am mai avut un episod. Am mai avut un episod. Să vadă cu ochii sufletului și cu mintea limpede și trează și să-și găsească calea, exact ce am spus, în lumină și pace sufletul. Da, dar data trecută nu și-a găsit-o, ați intervenit. Da, am intervenit. Acum de îl așteptați să-și găsească... Nu, de data aceasta în Antonia am nu știu cum să spun ca să fie cât mai cuprinzător. Mă fac înțeleasă. Da? Dacă aici duce indiciul meu. Da. Și caut să port discuții cu amândoi și ei să decidă ce e mai bine pentru fiecare în viață. De ce ești supărată, Antonia? Ești supărată. Eu vă rog, uite, acum vorbesc cu colegii mei din montaj, să facem cumva un colaj before and after, exact. Eu aș vrea să îi arătăm, Antonie, cum a intrat ea în această emisiune. La început? Da. Ce te apasă? Foarte mult aici. Ce te apasă acum, de exemplu? Te macină starea lui? Da. Chiar mă macină. Te gândești că... Lipsa lui de a se deschide. Este dificil uneori să-mi dau seama
ce simte, pentru că nu vorbește despre ce simte. Vorbește orice altceva în afară de asta. Și ține în el până explodează. Și... da, sunt mai multe lucruri. Dar uite, eu vreau să vă întreb pe amândoi o chestie. Dar chiar vreau să fiți sinceri acum. Să nu mai spuneți iar cu lasă că noi discutăm, că nu, că noi nu, noi suntem noi și restul lumii. Vreau să-mi spuneți pe rând, da? Și o să începi tu. Dacă v-ați pus problema zilele astea, că nu sunteți potriviți unul pentru altul. Eu da, mi-am pus-o. Da, mi-am pus-o. Nu, nu mi-am pus problema asta. Pentru că eu simt că suntem. Uite, vă dau o temă de discuție până mâine. Că tot s-a terminat pedeapsa. Ok. Și vreau să mai spun ceva. Nu cred că e ceva ce... adică nu e, nu e ceva rău ca cineva să se gândească dacă... Antonia, că acum nu vreau să ți se prăbușească lumea. Nu se prăbușește lumea. Ca o metaforă, așa. Eu nu am intrat cu nicio așteptare în relația asta. Și orice s-ar întâmpla, oricum le-am... adică unele lucruri le preconizez. Sunt multe cupluri care, la un moment dat... cupluri longevive și au pus problema că poate nu sunt potriviți. Oamenii se mai schimbă, știi? Cum și tu ai zis. Dom'le, eu sunt foarte diferită de cum am intrat aici. Oamenii se schimbă pe parcursul vieții. Eu mi-am pus problema asta la început, ironic, la începutul interacțiunii dintre noi, nu acum. Și de-a lungul acestei perioade am tot stat și m-am gândit și am analizat. Și am ajuns la concluzia că da, suntem potriviți. Eu mi-am pus toate întrebările aceste zile. Adică tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni de când sunt în această casă, am făcut o retrospectivă. Deci nu mi-am pus-o strict pe aceasta. Adică să-mi dau răspunsul da sau nu. Într-adevăr, a fost una dintre alte întrebări pentru a mă redescoperi. Și pentru a ști ceea ce vreau, ceea ce îmi doresc, ceea ce păstrez și ceea ce înlătur din viața mea. Atâta vreau să vă spun că sunt niște lucruri naturale pe care niște oameni trebuie să le discute într-un cuplu, dacă ajung într-un impas. Clar. Bine, deci aveți temă de gândire. Să rămână. Luăm pauză.